Once upon a time, there was a boy who loved a girl. They made up thousands of games. Povestea iubirii începe în pragul celui de-al doilea război mondial și ajunge în New Yorkul zilelor noastre, o adevărată epopee, adaptare după romanul cu același nume al lui Nicol Kraus. Deloc ușor de realizat, dar care i-a adus multe satisfacții regizorului Radu Mihăileanu. Ce era greu ei se petrecea la New York, cam în 5 epoci, deci trebuia reprodus New York-ul, decoruri, costume. După aia era, se petrecea în Polonia la începutul secolului 20, în Chile. Povestea, dar și regizorul l-au vrăjit pe actorul principal, Sir Derek Jacobi. There are many directors who feel that an actor only works well if they are in a state of utter terror and panic and want to please the director who is God. Radu was not like that. Un artist cu un palmares impresionant, cunoscut din filme precum Gosford Park sau Discursul Regelui, Sir Derek Jacobi are o experiență de 57 de ani atât pe scenă cât și în fața camerelor de filmat. Do you believe in a love that lasts forever? Yes, I think so. It is rare, unfortunately, but it's wonderful when it is true and it does last. Leo, we will get married in New York. Promise me you will come. Radu Mihăileanu este cunoscut pentru filmele Trair, Trenul Vieții sau Trăiește. Pelicula Concertul filmată în România a fost nominalizată la Globul de Aur pentru cel mai bun film străin și recompensată cu un Sezar pentru sunet și coloană sonoră.